Ediția cu numărul 15 a zilelor municipiului Târgu Jiu se anunță una inedită cu evenimente dintre cele mai diverse. Târgujienii vor avea ocazia să se bucure de campionate de streetball, street dance, spectacole de karaoke, muzică și expoziții pe tot parcursul celor 8 zile de sărbătoare. Debutul va avea loc sâmbătă 16 mai cu organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară și Folk Coloana Infinitului, care va avea loc în amfiteatrul din zona de centru a orașului. Perioada de desfășurare, așa cum vedeți, este 16-24 mai. Intrăm efectiv în zilele orașului de pe 18 mai, dar începem pe 16 cu un eveniment care nu este la prima ediție, la care Primăria Municipiului Târgu Jiu este partener, și anume Festivalul Național de Muzică Ușoară și Muzică Folk, Coloana Infinitului, ediția 8-a, organizat de ani de zile de Palatul Copilor din Târgu Jiu, care este un bun partener al nostru cu care am colaborat și colaborăm la foarte multe evenimente. În acest an organizăm acest festival împreună. Vor veni copii din toată țara la Târgu Jiu ca să participe la concurs. Pe parcursul săptămânii următoare se vor desfășura o serie de activități culturale, expoziții, concursuri, concerte de muzică populară și ușoară. Ultima zi de sărbătoare se anunță a fi cea mai bogată în evenimente. Pentru duminică, autoritățile având pregătite spectacole și concerte pe placul noii generații. Așadar, pe insulița de pe Jiu vor concerta, începând cu ora 21, trupa Onyx Band, Cătălin Turbatu, Elena Hasna, Alb Negru și Elena Gheorghe. Iar la ora 21 va avea loc spectacolul de închidere pentru zilele municipiului Târgu Jiu cu Onyx Band, Cătălin Turbatu, Elena Hasna, Alb Negru și Elena Gheorghe în final. Toată seara se închide cu un foc de artificii pe muzică, așa cum a fost și cel de anul trecut, care de asemenea sperăm să fie un eveniment care să-i bucure pe toți cei care vor participa alături de noi la festivitățile organizate cu ocazia zilor municipiului Târgu Jiu. După ora 24 va avea loc un foc de artificii. Pentru acest an, municipalitatea a alocat suma de 150.000 de lei pentru organizarea tuturor manifestărilor dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu.